spațiu de locuit cât de cât i-am găsit. Da, este minim acolo o chiuvetă, un grup sanitar și un pat cu un scaun și o masă, cred. Cei s-a reușit să găsească direcția locativă. Treptat l-au mai ajutat, dar nu-i sub cerul liber, repet încă o dată. Loc de trai am găsit, loc de muncă am rezolvat. Acum rămâne cu studiile, să vedem dacă poate să meargă la o școală serală. Între timp i-a fost omorât tatăl. Chiar în ziua în care a fost cazat. După aceea, evident, am mers la mormântare, i-am dat și bani de la mine și telefon i-am luat. Acum i-am cumpărat al doilea telefon, eu furat telefonul. Mă încerc să ajut și eu, ca omul, cum spune. Ieri am fost la comisariatul de poliție, după ce am aflat că iar urcas în panou. Ieri deja era disperat din cauza faptului că i-a fost omorât tatăl vitreg. Bine, eu l-am întrebat direct, dar tu parcă spuneai că nu te înțelegi cu omul ăsta. E o tragedie, evident că nimănui nu-i se dorește să moară, dar care-i motivul ca tu să urci pe panou și să ameninzi din nou că sari jos, adică te omori și tu, în condițiile în care nu mai recuperezi? N-am cu cine mă certa, n-am cu cine mă spăti. Deci, eu presupun că sunt și probleme care de ordin, nu știu, trebuie verificat la partea de sănătate mentală. Ea l-a abandonat școala în clasa 5-a. Cred că tot eu sunt vinovat că el l-a abandonat școala în clasa 5-a, care l-am cunoscut acum, o săptămână în urmă. El are și copil, dacă vreți să știți. El are 17 ani și el mai are copil de un an de zile. Cu o fată care și are 17 ani. Este un caz care eu nu l-am mai întâlnit până acum în viață, dacă nu vă supărați. Da, probabil la disperarea alteri, eu știu ce se întâmplă, eu